Doamne și domnule, bine v-am regăsit! Bine v-am regăsit în vremea ciumei, era să zic, în vremea coronavirusului. coronavirusului. Ziua sa la hor, noaptea realizator, cam asta sunt și de asta vă rog să înțelegeți. Ziua ne mai vedem pe Facebook, seara de la 9 la 11 pe Look Plus, cred că și pe Agro și pe Profit TV, dar pe Look Plus sigur. Comentăm practic actualitatea și pe una și pe alta. Uh, știri noi și știri importante. Știrile importante sunt astea. În sfârșit, este închis în România primul site care mințea. Primul site închis pentru fake news. Uh, Unor o să le separă, doamne, dar cum da libera exprimare? Libera exprimare nu înseamnă să mă minți. Libera exprimare înseamnă să ai o opinie eu pot să fiu de acord cu tine, pot să nu fiu de acord cu tine, așa cum unii dintre dumneavoastră sunteți de acord cu mine, alții ba, sau alții uneori. E și normal, ăsta e farmecul democrației. Dar să vi să minți în tot felul de, 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 de chei, de stratageme, de paradigme recunoșibile fiind dinspre partea de est, Asta mi se pare, totuși, în starea de urgență în care e România acum, inadmisibil. Eu mă bucur că l-am înschis. Uite aici. -i. Coronavirus în România, primul site închis de autorități pentru fake news. Pe hot news, citești. Și repet, starea de urgență permite asta, și nu doar la noi, în toată lumea civilizată. Da? Bun. Dar nu pleca cu camera. Pentru că există o alternativă. Știrioficiale.ru. În sfârșit, Autoritatea pentru Digitalizarea României, Guvernul României, Code for Romania, entitățile care chiar trebuie să comunice cu țara asta, da, au un site oficial. Se numește Știrioficiale.ru și cred că este alternativa onestă și obligatorie, nu doar onestă, mai ales în vremea asta cu virusul lupește prăjit. Și când zic virusul lupește prăjit, spun asta pentru că și eu am o furie ca și voi, și eu am momentele de mele de confuzie ca și toată lumea, când așteptările parcă ar fi mai mari. Și nu neapărat din partea autorităților. Că să dai seama, chiar dacă au lălăit-o la început, și șai nu au lălăit-o, dar mai puțin decât italienii sau decât francezii, da? Bă, parcă te aștepți de la toată lumea să fii un pic mai responsabilă. Am văzut cetățean bulgar fugit cu coronavirus din spitalul de la Galați. Că el vrea să ajungă în Bulgaria, nu, -o, o mai băga vreo șapte în carantină. Altul fugit din uh, Matei Balge, la Institutul de la București. Uh, altul în bistrița, dând telefon care are coronavirus doar ca să se plimbe, să vadă cum e cu izoleta. Altul că vrea să ajungă mai repede Moldova și o chemați murdu urlând că are coronavirus. Adică sunt o mulțime de inconștienți. Nu mai vorbesc de milițianul ăla plecat la mama naibii și aici e o paranteză. Știi, milițian pensionat la, 40 ceva de ani, băgat după aia, nu la pensie, ci la, la ADP la Agenția Domeniului Public, băgată noră sa la primărie, la serii, băgat fiul său la serii, uite așa nepotismul creează niște bule de astea care uneori, când vine vremea unui virus, se și răzbună. Am închis paranteza. Și, ca să amintim, și pe netoata aia de 26 de ani din Hunedoara, care e infectat, dă să meargă, că ea s-o prin oraș, nu-i așa, că nu-i pasă. Ăștia sunt cocalarii zilelor noastre. De ăștia trebuie să scăpăm într-un fel sau altul, civilizându-i în mod normal, nu îngropându-i sub, sub ciment. În momentul în care îi vezi pe ăștia, furia este justificată. Furia are o soluție. Uneori zici, ok, hai să facem și noi ce fac pe alții. Vezi că vine China și aduce o mulțime de materiale, măști, testere. În toată Europa. Băieți, noi am testat acum până acum vreo 4.000 și un pic. 4.000 și un pic de oameni. Din care ne-au venit 260 de infectați. E adevărat. Niciun mort. Încă. Dacă tot ne dăm cu fundul de pământ și nu avem măști. Și medicii scrâșnești din, din, din spit, prin spitale că n-au măști. Cei din Hunedoara și-au luat uh, combinezoarea de de la dezugrav de la Mai No retailer, Taylor. Trebuie să intrăm și noi hora, în hora asta. Pentru că noi suntem acum, avem o fereastră de timp ca ne două, trei săptămâni față de Italia. E adevărat, repet, autoritățile noastre s-au speriat mai devreme decât cele italiene. Dacă nu suntem foarte atenți și dacă ne vin iară păsăricile la cap, o să pățim și noi ca ăilalți. Dacă suntem atenți și mai stăm acasă și facem doar strictul necesar, scăpăm. Eu vă spun, eu până acum n-am ieșit din casă decât până la televiziune. Atât drumul liber, din mașină, băgat clorul în mine, evident, pe mâini și pe astea plecat în studio, ținut microfonul în biba de clor, venit acasă, spălat pe mâini, aruncat hainele, la revedere, pa! Cam asta trebuie să facem. Bun. Și în rest, muncit prin curte. Au scăinele, dacă cred că se aude cum latră. Îl cheamă Mihai Viteazul pe câine. Bun. Și ajungem la problema esențială. Uite aici. De ce România testează atât de puțin suspecți de coronavirus și care sunt efectele? Adică, unele țări au testat zeci de mii de oameni și au ieșit într-adevăr cu rezultate de breaking news. Noi ne uităm la Franța, ne uităm la Italia, ne uităm la Germania, ne uităm la o mulțime de țări care au mult, mult mai mulți îmbolnăviți ca și noi. Și înainte de a ne freca mâinile și a spune, vai ce norocoși suntem, să ne amintim că oamenii au făcut, statele au făcut zeci de mii de teste și au depistat mii, până la zeci de mii, vezi cazul Italiei, de infectați. Asta este o întrebare la care, acum nu, că acum trebuie să căutăm soluții, dar după ce trece nebunia asta și va trece, va trebui să cătăm și vinovații. Pentru că până acum am tot am al strășnici noi din din să ascultăm de autorități. Da, ai văzut medici, ai văzut specialiști trimiți la înaintare. Bun. Și se va termina asta. Și o să revin imediat. Vestea bună vine de la un laureat al premiului Nobel, un biofizician, sper să aibă dreptate și cred că toată planeta speră ca omul ăsta să aibă dreptate. Sfârșitul pandemiei de coronavirus este aproape, umanitatea va supraviețui. Este un laureat al primului Nobel în biofizică. Omul chiar știe ce vorbește și dă date statistice și spune că virusul va da înapoi pentru că a avut o creștere naturală și va avea și o moarte naturală acest virus. Bun. Și acum să trecem la tovarășii noștri politicieni. O iau așa. E în ordinea numerelor de pe tricou. ce am observat în ultima vreme? Parcă lui Iohannis și lui, lui Orban li frică să nu piardă trenul. Adică, ai observat, vin uh, responsabili. Nelu Tătaru, Arafat, uh, Marcel Vela, ministrul de interne, și dau acele informări, practic, către populație, foarte seci, foarte ferme și foarte credibile. Da? Și apoi încep să vină și Iohannis și uh, Orban ca și când uh, ca și cum s-ar gândi bă, dar păi, numai ăștia, ăștia sunt celebri, numai ăștia să conteze în criză. Să hai să spun și eu ceva. Cum am observat asta? Iohannis vorbește luni despre da, domnule, dăm stare de urgență. Da, este normal. Trebuia să fie. Dar vine și mar să spună, știți, luni am dat stare de urgență. Am decretat stare de urgență. Ok. Adică tu vii marți să-mi spui ce ai făcut luni. Vine Orban. Povestește Orban, nu e așa, că se închid restaurantele și coloan niște măsuri. Când? Astăzi. Miercuri. Vă Bă, băiete, o spus la ieri. Exact același lucru. A, că ai mai pus niște ceva la economie. Trebuie să încep cu aia, dacă vrei. Dar politicianul nu e capabil să uite nici măcar în, în momentele de criză că e politician și vrea tot timpul să fie în centrul atenției, dau atenție de aducătoare de voturi. Oamenii ăștia vor de Indiferent câte iluzii și fac și cât de mult am ține la ei în comparație sau prin comparație cu PSD-ul sau cu alții, vor deconta într-un fel sau altul. Și nu doar uh, ai noștri care sunt la guvernare, ci cam toți cei care sunt la guvernare acum vor deconta în toată lumea sau în toată Europa. De ce? Pentru că, știi, este vorba ardeanului că dau cu clopul de pământ. După ce trece spaima, după ce trece virusul ăsta, lumea va debușa. Va fi ca o cuctă de aia cu, cu căpăcelul ăla pe presiune și va exploda pur și simplu. Va exploda, vorba vine. Adică nu vor mai vrea să audă de cei care au fost la putere. Dacă vor fi alternative, bine a fi. Dacă nu, Doamne ferește să nu cădem în plasa populismului și a tot felul de chestii. Mergem la PSD. De câteva zile, chiar de o săptămână, PSD a început să bage reclame pe YouTube incredibil de multe. Eu citesc tot felul de chestii, bun, dau de căutare și îmi vine PSD rezolvă, PSD rezolvă. Încercând să ducă ideea în popor, cum că toată criza asta pe care o trăim noi acum, inclusiv alegătorii PSD-ști, e făcută de Iohannis Orban. O mai mare mârlănie n-am văzut a fost asaltat, uite aici, youtube de reclame PSD-ste plătite din bani publici, Că doar noi le dăm bani la partidul. Un 3 milioane de euro pe an. Uite aici, specialiștii spun, da, PSD rezolvă criza politică, declanșată irresponsabil de Iohannis și PNL și rezolvă nu știu ce, și rezolvă, știi, pus în paralel cu epidemia. Bă, e, sunt absolut irresponsabili. Și mai fac o chestie. Au început să dea prin București primarii sute de mii de pachetele oferite ca pomeni. Vai, Vă dăm fructe, vă ducem, vă ducem, dar nu uitați că PSD și avem un priant acolo, da? Practic, promit, profită de epidemie. Știi care este partea de carageale? Pentru că există o parte de carageale. Că toate pomenile astea date au, uh, au făcut un fel de, ia, uite aici au făcut un fel de visare în PSD. Ia uite, au fost trimiși cu pomeni prin oraș și au început să fure din pomenile alea. Eu filmat un, un, tip din București care era să fie și bătut de și din PSD. Adică o zis, bă, pomeană, pomană, dar să dăm la tot poporul nouă, nu? Și aici este poza. Ia uite, tată, cum descarcă din mașinuța personală cu baxul, dezinfectantul. Înțelegeți? Asta e mărlănia aia spurcată. Aici, aici se vede, da? Este titlul. L-au atacat pe un bărbat care îi filma cum profită de epidemie. Da, asta au făcut. Adică, până la urmă, noi ar trebui să, să înțelegem că, bă, nu, nu știu cum putem să-i schimbăm pe ăștia. Pur și simplu, nu știu cum putem să-i schimbăm. Dar și ar trebui să înțeleagă, bă, nu-i țara voastră, chiar nu-i țara voastră, nu vă dat o nu ți a dat-o tactul. Uite. Uite acolo, tata. Și filmează omul. Uite. Înțelegeți? Înțelegeți de ce uneori te apucă furia? Înțelegi de, 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 ce uneori zici, bă, la ce naiba plătezi o asigurări medicale dacă ăștia fac, tot ăștia trebuie să trăiască bine? Ca milițianul ăla care a trebuie să fie după pensie angajat la un salariu de, atenție, 150 de milioane de lei vechi angajat la agenția domeniului public. Uite, da, tată, cu camion. Mașina de făcut curățenie în București, da? Transport ajutoare la pesediști.

un derapaj fără precedent, diasporezii au dat mâine țării, vă place, mai vine o rând, prostii de astea. O să comentăm și asta. Ca să vezi ce înseamnă, nie sunt Hămeseala asta de a fi important, pentru că îți dai seama că ăștia care au ajuns primar prin București și prin tot felul de sectoare, sunt acolo de 10 ani, de 15 ani. Ăștia și-au făcut, nu mai au nevoie de bani. Au nevoie de puterea aia uh, otomană. Bă, să știu eu că sunt stăpân, mă. Bă, să întind eu mâna și să vină zece să-mi pupe ghiulul să-mi spună, să, spun că, să spună stăpâne, mulțam că mi-ai dat o cauză de pită. Asta îi interesează. S-a trecut de, de acumularea sălbatică, de capitalismul ăla sălbatic făcut cu manevre politice. Bă, vrem putere. Dar puterea nu înseamnă nimic pentru ei dacă nu există și un dispreț de la suveran, așa, aproape imperial, pentru pulimia care populează blocurile de lângă videle lor. Înțelegi? Asta e. Cât despre palada, ăsta, pufoșenia asta de semi-sociolog sau ce se dă, da? Să vii să-mi spui asta despre cei din diasporă? Băi, palada, tu trebuie să știi două chestiuni. Unu, când e vorba de lege, legea spune așa, orice cetățean român, indiferent în ce zona lumii trăiește, are dreptul să revină în patria lui. Apoi că e bolnav de ciumă, că e sportiv de performanță, că e descoperitor al leacului cancerului, că este om al străzii, pentru mai știu unde, el are dreptul să revină în patria lui. Înțelegi? Toate țările din jur. Ungurii pentru cetățenii unguri, cehii pentru cetățenii cehi, polonezii pentru polonezi, nemții pentru nemți, americanii pentru americani. Toată lumea ține la cetățenii lor mai puțin ăștia de la PSD, care, pe de o parte, sunt supărați că diaspora nu votează niciodată cu socialismul românesc și, pe de altă parte, eu cred că sunt supărați și pentru că diaspora trăiește într-o democrație unde social democrația de acolo, din Spania, din Italia, din Germania, de prin unde vrei tu, nu seamănă cu râncezeala asta socialistă de la noi. Și atunci, pur și simplu, nu pot să, decât să jignească. În al doilea rând, Mireală Paladă, tu când erai la guvern sau țâțăiai pe acolo frunzele lui Ponta, să știi că îți luai salariu doar pentru că această diasporă o trimis aproape 16 miliarde de euro în vremuri de criză, cel mai mare investitor din istoria economiei românești, așa, din Occident, măturând sau cercetând, sau fiind într-un spital, sau euh, având grijă de un bătrân. Câte 100 de euro, câte 200 de euro o trimis în țara asta. Să disprețuiești o parte din România, așa cum o face PSD-ul ăsta, lupește prăjit, înseamnă să-ți bași joc de toată lumea civilizată. Nu numai de România, nu numai de diaspole, de toată lumea civilizată. Înseamnă să-ți bași joc de secolul 21. Înțelegi? Dar ei n-au cum să înțeleagă chestia asta. N-au cum să înțeleagă. Mergem la el la la USR. Luăm primele trei partide. USR-ul, cred că are noroc cu Emanuele Ungureanu, că doar el se mai aude. El mai face ceva. Cred că alți stau nu în izolare, cred că stau în hibernare. Pur și simplu. S-o băga la hibernat, mă ca ursul, ce-i acum, în e, e martie? Hai să ziceam că e noiembrie târziu, o da zăpada și vrem să hibernăm. Eu sunt Moș Martin de la USR. Pentru că în afară de Ungureanu, e adevărat, și prin funcția lui de vicepreședinte al Comisiei de Sănătate, nimeni din USR nu se mai aude. Așa, o măcar un băzit. Bzz, 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 bzz. Nimic. Nimic. Cam asta este situația, cam asta este sinteza zilei de astăzi. Asta se vede dacă te-ai uita, dacă te uiți la România, așa, un pic de sus, nu pentru că ești mai sus decât ea, ci ca să o vezi mai bine. V-am pupat, ne vedem și mâine, și în fiecare zi.